Numele meu este Cojocaru Ovidiu, sunt director tehnic la societatea ProVitiServ. Noi ne ocupăm cu cultivarea viței de vie și lucrăm aproximativ o suprafață de 500 de hectare. În portofoliul nostru se regăsesc atât soiuri albe cât și soiuri roșii, atât soiuri autohtone cât și internaționale. Tămâioasă românească, fetească neagră, chardonnay, cabernet, pinot gris, pinot noir, sirah, riesling. Produsul Utrișa mi-a fost recomandat de colegii de la Corteva. După ce am stabilit suprafața de 20 de hectare pentru lotul respectiv cu Utrișa N la soiul fetească neagră, am stabilit să-l folosesc pe un versant unde terenul este foarte sărăcăcios, iar în zona respectivă am avut probleme legate de vigoare. Tratamentul a fost efectuat în luna mai. Îl recomand să-l facem în perioada de creștere intensivă a lăstarilor, când plantația are un aparat foliar minim pentru recepția produsului și, de asemenea, când plantația se află în perioada de creștere intensivă, știind faptul că planta în acest moment are nevoie de un consum mai ridicat de azot. Tratamentul a fost aplicat dimineața până în ora 12, până temperatura a crescut de 20 de grade, iar tomatele viței de vie sunt deschise și atunci absorbția produselor are loc mult mai ușor. Noi anul trecut nu am făcut fertilizare la sol, dar foliară a fost făcută în toată plantația. Pe lotul respectiv de 20 de hectare s-a folosit foliar doar Utrișa. Comparativ cu suprafețe unde nu s-a aplicat Utrișa, pot să spun faptul că produsul a ajutat la creșterea vegetației. Practic, mi-a ajutat să am o vigoare mult mai mare la soiul respectiv. Ca urmare, a intrat foarte bine în înflorit și în condițiile de anul trecut, când la începutul lunii iunie până spre sfârșitul lunii octombrie, a intervenit seceta, sola respectivă a fost pregătită mult mai bine pentru acest stres. De la momentul aplicării, primele rezultate vizibile au apărut după 7-10 zile. Culoarea plantației efectiv se schimbă, devine un verde plăcut viticultorilor, aș putea spune un verde închis, ceea ce aștepta planta să facă fotosinteză mult mai bine, să asimileze mult mai bine azotul atmosferic în primul rând. Planta a avut o vigoare superioară lotului unde nu a fost efectuat tratament. Produsul m-a convins datorită faptului că chiar a fost aplicat în condițiile cele mai aprige și de stres hidric, o secetă cumplită. În acest context m-a convins să încercăm să ne extindem suprafața pentru anul în curs în care să folosim produsul Utrișa. Produsul vine să rezolve o problemă destul de importantă în viața viticultorilor și anume știind faptul că vița de vie consumă aproximativ 50 de kg de substanță activă de azot per hectar. Această bacterie ne ajută să fixeze azotul atmosferic amoniacal într-o azot ușor solubil pentru plantă, pune la dispoziție a plantelor fără ca planta să mai depună un efort superior pentru a fi metabolizat azotul. Este un produs bio, ne rezolvă o problemă într-un mod chiar inteligent, ne folosim de un efect simbiotic, de sinergism, aș putea spune. Modul în care azotul este pus la dispoziția plantei, respectând natura, ne face să ne gândim pe viitor să folosim cât mai mult. Pe sola unde a fost efectuat acest lot, aș putea să concluzionez și un spor de producție de aproximativ 11%. Deci, din punctul meu de vedere, produsul Utrișa este un produs inovativ.